Absolvenții clasei a 12 au susținut pe 26 iunie proba la limba și literatura română în cadrul examenului de bacalaureat 2023. Candidații au avut 3 ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor. Părerile elevilor ieșeni au fost împărțite. Unii spun că examenul a fost complicat, iar alții afirmă că a fost ușor și s-au simțit pregătiți. Greu a fost, atât subiectul 1, pe text a fost destul de greu, și la subiectul 3, la PSU, ne-a dat construcții ale unui personaj dintre Liviu Rebreanu și Camil Petrescu. Și am scris Ștefan Gheorghiu din ultima dragoste întinată de război. Oricum a fost destul de greu, nu mă așteptam la asta. A fost de o dificultate acceptabilă, nu a fost foarte complicat, nu a fost nici foarte ușor, dacă aș putea spune așa. Cât timp te-ai pregătit de examen? Am pregătit, aș putea zice că tot anul am învățat foarte intens, dar în ultima săptămână am recapitulat ideile, am recapitulat temele pentru examen. N-am avut mici probleme la subiectul 3, am început cu Ion și am terminat cu Vitoria Lipan, dar bine că m-am trezit și am terminat bine. La nivelul județului Iași, în vederea susținerii probelor pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, s-au înscris 5.305 candidați, dintre care 4.811 din seria curentă și 494 din seriile anilor precedenți. Nu mă așteptam la subiect, însă l-am învățat. Putea să-mi pici sincer și eu, tot mă descurcam, însă mă bucur că a picat ceva la care m-am descurcat foarte bine și am scris foarte mult. Sper să iau peste 9.50. A fost destul de simplu, sincer. M-a picat Camil Petrescu ultima noapte. Adică, din asta am ales eu. Am avut de ales între Liviu Rebreanu și Camil Petrescu, dar a fost destul de ok. Cum a fost atmosfera? A fost tensionat? Nu, sincer. A fost foarte bine că am dat simulările, ceea ce ne-a ajutat foarte mult, mai ales cu controlatul emoțiilor. Deci, am descurcat foarte bine, cel puțin eu. Așteptăm acum să iasă fata. Sperăm să fie bine. Da. Cât timp s-a pregătit de examen? Destul, de mult. Na, din clasa 9 au început efectiv să învețe, că e un copil bun, muncios și așteptăm rezultate bune. Pentru 33 de absolvenți provenind din 13 școli ale județului Iași, Comisia Județeană de Bacalaureat a propus adaptarea procedurilor de susținere a examenului în vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor. Probele scrise s-au desfășurat în 18 centre de examen cu mobilizarea aproximativ 1.500 de cadre didactice. Primele rezultate vor fi afișate pe data de 3 iulie.